From the conference center in Transmitem de la centrul de conferințe din orașul Salt Lake, Utah. Sesiunea de duminică dimineața a celei de-a 193-a conferințe generale bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii fiind aleși dintre conducători ai bisericii. Muzica pentru această sesiune este interpretată de The Tabernacle Choir at Temple Square. Această transmisiune este asigurată de Bonneville Distribution. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea și folosirea în alt mod a acestui program, fără consimțământ scris, sunt interzise. Președintele Darlin H. Oaks, primul consilier în prima președinție a bisericii, va conduce această sesiune. Brothers and sisters, frați și surori, vă urăm bun venit la sesiunea de duminică dimineață a celei de-a 193-a conferințe generale bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Știm că astăzi este Duminica Florilor, ceea ce marchează începutul săptămânii care se va încheia cu Duminica de Paște. Suntem recunoscători să începem această perioadă sacră de Paște alături de fiecare dintre dumneavoastră și ne rugăm ca inimile noastre să se îndrepte către Salvatorul nostru, Iisus Hristos, Mântuitorul Lumii. Președinte Russell M. Nelson, care prezidează această conferință, m-a rugat să conduc această sesiune. Transmitem salutările și binecuvântările noastre celor care participă la această sesiune în întreaga lume, prin intermediul radioului, televiziunii, internetului sau transmisiunii prin satelit. Salutăm prezența autorităților generale și oficianților generale ai bisericii care se vor afla în auditoriu în această dimineață. Muzica pentru această sesiune va fi interpretată de The Tabernacle Choir at Temple Square, dirijat de Mac Wilber, la orga aflându-se Andrew Unsworth și Richard Elliot. Corul a deschis această adunare cu imnul Slava lui Dumnezeu și ne va încânta acum cu Mântuitorul trăiește. Rugăciunea de deschidere va fi rostită apoi de vâsnicul James R. Raspan din cei 70. Oh,
our dear eternal Father in heaven. Dragă Tată Ceresc Etern, din ceruri, suntem atât de recunoscători să fim împreună în această duminică înaintea Paștelui. Ne aducem aminte cu 2 milenii în urmă, Fiul Tău. De aceea săptămână în care a suferit și a ispășit pentru fiecare dintre noi în Ghețimani și apoi pe Golgota. Suntem atât de recunoscători pentru vestea învierii sale, pentru fiecare dintre noi. Acum, la începutul acestei întâlniri, te rugăm să ne binecuvântezi, să-i binecuvântezi și să-i întărești pe toți cei care vorbesc, pe toți cei care traduc și pe toți cei care preaslăvesc. Binecuvântează-ne să putem să învățăm astăzi, prin Duhul Sfânt, cum putem să acționăm mai bine, cu dragoste și să îi ajutăm pe aproapele nostru. Aceasta este rugăciunea noastră în numele lui Iisus Hristos. Amin. We will now be pleased. Acum vom avea plăcerea să-l ascultăm pe vârstnicul Dietoth Christofferson, din corul celor 12 apostoli. Dânsul va fi urmat de președinta Camille N. Johnson, președinta generală a Societății de Alinare. După cuvântarea dânsei, corul va interpreta rugăciune tainică. Apoi îi vom asculta pe vârstnicul Ulises Soares, din corul celor 12 apostoli, și pe vârstnicul Kazuhiko Yamashita, din cei 70. As President Oaks has noted, așa cum a spus președintele Oaks, astăzi este Duminica Florilor, începutul săptămânii sfinte, marcând intrarea triumfală a Domnului în Ierusalim, suferința sa în Ghețimani și moartea sa pe cruce, doar câteva zile mai târziu, și glorioasa sa înviere în Duminica Paștelui. Fie ca noi să luăm hotărârea de a nu uita niciodată ce a îndurat Hristos pentru a ne mântui și să nu pierdem niciodată bucuria imensă pe care o vom simți din nou de Paște, în timp ce cugetăm asupra victoriei sale asupra mormântului și darului învierii universale. În seara premergătoare judecării și răstignirii care îl așteptau, Iisus a participat la o masă de Paște alături de apostolii săi. La sfârșitul cinei celei de taină, într-o rugăciune sacră de mijlocire, Iisus a rugat Tatălui Său cu aceste cuvinte. Sfinte Tată, păzește numele Tău pe acești apostolei mei pe care mi i-ai dat, pentru ca ei să fie una cum suntem și noi. Apoi, cu blândețe, Salvatorul și-a extins rugămintea pentru a include pe toți credincioșii. Și mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Mă rog ca toți să fie una cum Tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi. Faptul de a deveni una este o temă des întâlnită în Evanghelia lui Iisus Hristos și în legăturile lui Dumnezeu cu copiii săi. În ceea ce privește orașul Sionului din zilele lui Enoch, se spune că ei erau într-o singură inimă și într-un singur gând. Despre primii sfinți din Biserica lui Iisus Hristos de la început, Noul Testament consemnează: mulțimea celor care crezuseră era o inimă și un suflet. În dispensația noastră, Domnul a avertizat: eu vă spun vouă, fiți una, și dacă nu sunteți una, nu sunteți ai mei. Printre motivele oferite de Domnul legate de cauza pentru care sfinții din perioada de început din Missouri nu au reușit să întemeieze un loc al Sionului, a fost acela că ei nu erau uniți potrivit unirii cerute de legea împărăției celestiale. Acolo unde Dumnezeu are întâietate în toate inimile și mințile, oamenii sunt descriși ca fiind unul singur, copiii lui Hristos. Când Salvatorul a înviat, le-a apărut oamenilor din vechime, din cartea lui Mormone, l-a atras atenția în mod dezaprobator că în trecut au existat certuri printre oameni în legătură cu botezul și alte lucruri. El a poruncit: nu vor fi niciun fel de certuri printre voi, așa cum au fost până acum, și nu vor fi nici certuri între voi despre punctele doctrinei mele, așa cum au fost până acum. Căci adevărat, adevărat vă spun eu vouă, cel care are spiritul de ceartă nu este de-al meu, ci este de-al diavolului, care este tatăl certurilor.
în lumea noastră extrem de conflictuală, cum poate fi dobândită unitatea, mai ales în biserică, unde trebuie să avem un singur domn, o singură credință, un singur botez? Pavel ne oferă soluția. Cei care ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Nu mai este nici iudeu, nici grec, nu mai este nici rob, nici slobot, nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toți sunteți una în Hristos Iisus. Suntem prea diferiți și, uneori, prea în dezacord pentru a ne putea aduna la olaltă, pentru a fi una pe orice altă bază sau sub orice alt nume. Doar în Iisus Hristos putem deveni cu adevărat una. Faptul de a deveni una în Hristos are loc pe rând, unul câte unul. Noi, fiecare în parte, începem cu noi înșine. Suntem ființe duale din carne și spirit și, uneori, purtăm un război lăuntric. Pavel a spus, fiindcă după omul din lăuntru îmi place legea lui Dumnezeu, dar văd în modularele trupului meu o altă lege, care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului care este în modularele mele. Iisus a fost, de asemenea, o ființă din carne și spirit. El a fost pus la încercare, El înțelege, El ne poate ajuta să dobândim unitate lăuntrică. Prin urmare, bizuindu-ne pe lumina și harul lui Hristos, ne străduim să acordăm Spiritului nostru și Spiritului Sfânt stăpânirea asupra fizicului. Și, când eșuăm, Hristos, prin ispășirea sa, ne-a oferit darul pocăinței și ocazia de a încerca din nou. Dacă noi, fiecare în parte, ne îmbrăcăm cu Hristos, atunci împreună putem spera să devenim una. Așa cum a spus Pavel, trupul lui Hristos. Să ne îmbrăcăm cu Hristos include cu siguranță faptul de a face din cea din tâi și cea mai mare poruncă a sa primul și cel mai mare angajament pe care ni-l luăm. Și dacă îl iubim pe Dumnezeu, vom ține poruncile sale. Unitatea cu frații și surorile noastre în trupul lui Hristos crește pe măsură ce acordăm atenție celei de-a doua mari porunci, strâns legată de prima, de a iubi pe ceilalți ca pe noi înșine. Și presupun că o unitate și mai perfectă ar fi dobândită printre noi dacă am urma exprimarea mai bună și mai sfântă a Salvatorului cu privire la această a doua poruncă de a ne iubi unul pe altul, nu doar așa cum ne iubim pe noi înșine, ci și cum ne-a iubit El. Pe scurt, fiecare om, căutând ceea ce este bun pentru aproapele său și făcând toate lucrurile cu ochiul îndreptat numai către slava lui Dumnezeu. Președintele Marion G. Romney, fost consilier în prima președinție, explicând cum se dobândește pacea și unitatea trainice, a spus: dacă un singur om, cedând în fața lui Satana, este plin de lucrările cărnii, el duce un război lăuntric. Dacă doi cedează, fiecare dintre ei duce un război lăuntric și se luptă între ei. Dacă mulți oameni cedează, o societate adună recolta constant din mult stres și multe certuri. Dacă cedează conducătorii unei țări, atunci va fi ceartă în toată lumea. Președintele Romney a continuat: așa cum lucrările cărnii au aplicabilitate universală, tot așa are și Evanghelia păcii. Dacă un om trăiește potrivit ei, el are pace lăuntrică. Dacă doi oameni trăiesc potrivit ei, fiecare dintre ei are pace lăuntrică și au pace între ei. Dacă cetățenii trăiesc potrivit ei, națiunea are pace internă. Când sunt destule națiuni care se bucură de roadele Spiritului pentru a controla treburile lumii, atunci și numai atunci, tobele de război nu vor mai bate și drapelele de luptă nu vor mai fi arborate. Îmbrăcându-ne cu Hristos, devine posibil fie să rezolvăm, fie să lăsăm deoparte diferențele, neînțelegerile și disputele. Un exemplu destul de impresionant de biruire a divizării se găsește în istoria bisericii noastre. Văznicul Brigham Henry Roberts, cunoscut în mod obișnuit sub numele de B.H. Roberts, născut în Anglia în anul 1857, a slujit în calitate de membru al primului consiliu al celor 70, ceea ce numim astăzi președinția celor 70. Văznicul Roberts a fost un apărător capabil și neobosit al Evangheliei restaurate și al bisericii în unele dintre cele mai dificile momente ale ei. Dar, în anul 1895, slujirea văznicului Roberts în cadrul bisericii a fost periclitată din cauza certurilor. B.H. a fost desemnat să fie delegat la convenția în care s-a redactat o constituție pentru Utah, când a devenit stat. După aceea, el s-a hotărât să candideze pentru Congresul Statelor Unite, dar nu a anunțat prima președinție și nici nu a cerut permisiunea acesteia. Președintele Joseph F. Smith, consilier în prima președinție,
l-a criticat pe Biegi în cadrul unei adunări generale a preoției, pentru că n-a făcut acel lucru. Văznicul Roberts a pierdut alegerile și a simțit că înfrângerea sa era cauzată în mare parte de declarațiile președintelui Smith. El i-a criticat pe conducătorii bisericii în unele discursuri și interviuri politice. S-a retras din slujire activă în cadrul bisericii. Într-o întâlnire lungă în templul Salt Lake cu membrii primei președinții și cei ai Consiliului celor 12, BH a rămas inflexibil în a se justifica. Mai târziu, președintele Wilford Woodruff i-a acordat vârstnicului Roberts 3 săptămâni pentru a-și reconsidera poziția. Dacă nu se pocăia, urmau să-l elibereze din cei 70. Într-o întâlnire privată ulterioară cu apostolii Heber G. Grant și Francis Lyman, Biegi a fost inițial neînduplecat. Dar, în cele din urmă, dragostea și Spiritul Sfânt au triumfat. I-au dat lacrimile. Cei doi apostoli au putut să răspundă la anumite desconsiderări și jigniri percepute care l-au tulburat pe Biegi și au plecat adresându-i o rugăminte sinceră de reconciliere. În dimineața următoare, după o rugăciune lungă, vârstnicul Roberts le-a trimis vârstnicilor Grant și Lyman un bilețel în care le spunea că era pregătit să se unească din nou cu frații săi. Mai târziu, când s-a întâlnit cu prima președinție, vârstnicul Roberts a spus: "M-am dus la Domnul și am primit lumină și instrucțiuni prin Spiritul Său să mă supun autorității lui Dumnezeu." Motivat de dragostea sa față de Dumnezeu, B.H. Roberts a rămas un conducător al bisericii credincios și capabil până la sfârșitul vieții sale. Putem, de asemenea, să vedem în acest exemplu că unitatea nu înseamnă doar să fim de acord că fiecare trebuie să facă ce vrea sau să-și urmeze calea. Nu putem fi una dacă nu ne dedicăm cu toții eforturilor cauzei comune. Înseamnă, în cuvintele lui B.H. Roberts, să ne supunem autorității lui Dumnezeu. Suntem mădulare diferite ale trupului lui Hristos, îndeplinind funcții diferite în momente diferite. Urechea, ochiul, capul, mâna, picioarele și totuși toate ale unui singur trup. Prin urmare, obiectivul nostru este să nu fie nicio dizbinare în trup, ci mădularele să îngrijească deopotrivă unele de altele. Unitatea nu implică asemănare perfectă, ci armonie. Putem să avem inimile întrețesute în dragoste, să fim una în credință și doctrină și, totuși, să nu fim de acord cu privire la chestiuni politice, la echipe sportive pe care le susținem, la preferințele noastre culinare și la multe astfel de lucruri. Dar nu putem niciodată să ne exprimăm dezacordul sau să ne certăm cu mânie. Salvatorul a spus: "Căci adevărat, adevărat vă spun eu vouă, cel care are spiritul de ceartă nu este de-al meu, ci este de-al diavolului, care este tatăl certurilor, și el agită inimile oamenilor ca să se certe cu mânie unul cu altul. Iată, aceasta nu este doctrina mea să atâțe inimile oamenilor la mânie unul împotriva altuia, ci doctrina mea este ca asemenea lucruri să se schimbe." Acum un an, președintele Russell M. Nelson ne-a făcut o rugăminte folosind aceste cuvinte. Citez: "Niciunul dintre noi nu putem controla națiunile sau acțiunile altora sau nici măcar pe membrii familiei noastre, dar ne putem controla pe noi înșine. Apelul meu astăzi, dragi frați și surori, este să încheiați conflictele care fac ravagii în inima dumneavoastră, în căminul dumneavoastră și în viața dumneavoastră. Îngropați toate înclinațiile de a răni pe alții, fie că acele înclinații sunt un temperament, o limbă ascuțită sau un resentiment față de cineva care v-a rănit în mod repetat. Salvatorul ne-a poruncit să întoarcem și celălalt obraz, să ne iubim dușmanii și să ne rugăm pentru cei care se folosesc de noi cu dispreț." Închei citatul. Vă spun din nou că numai prin loialitatea noastră individuală față de Iisus Hristos putem spera să fim una, una în lăuntru nostru, una în cadrul căminului, una în biserică, în cele din urmă, una în Sion și, mai presus de toate, una cu Tatăl și cu Fiul și cu Duhul Sfânt. Revin la evenimentele din Săptămâna Sfântă și la triumful suprem al Mântuitorului nostru. Învierea lui Iisus Hristos depune mărturie despre divinitatea sa și despre faptul că el a biruit toate lucrurile. Învierea sa depune mărturie că, fiind legați de el prin legământ, și noi putem să biruim toate lucrurile și să devenim una. Învierea sa depune mărturie că, prin el, nemurirea și viața eternă sunt realități. În această dimineață depun mărturie despre învierea sa propriu-zisă și despre tot ce implică ea. În numele lui Iisus Hristos,
Amin. With faith in Jesus Christ, având credință în Iisus Hristos și speranță în ceea ce auziseră despre miracolele sale, îngrijitorii unui bărbat slăbănog l-au dus la Iisus. Ei au fost ingenioși în a-l duce acolo. Au scos acoperișul și l-au coborât pe bărbat pe patul lui, până la locul în care propovădea Iisus. Când le-a văzut credința, Iisus a zis slăbănogului, păcatele sunt iertate. Și apoi, scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Și imediat slăbănogul s-a ridicat și și-a luat patul și a plecat acasă, slăvind pe Dumnezeu. Ce altceva știm despre prietenii care au avut grijă de slăbănog? Știm că Salvatorul le-a văzut credința. Și după ce le-au văzut și l-au auzit pe Salvator și au fost martori ai miracolelor sale, ei au fost uimiți și l-au slăvit pe Dumnezeu. Iisus Hristos le oferise vindecarea sperată, alinarea fizică de la durere și consecințele paralizante ale bolii cronice. În mod semnificativ, Salvatorul a oferit de asemenea alinare spirituală, curățându-l pe om de păcat. Și prietenii, în eforturile lor de a se îngriji de cineva aflat la nevoie, au găsit sursa alinării. L-au găsit pe Iisus Hristos. Depun mărturie că Iisus Hristos este alinare. Prin ispășirea lui Iisus Hristos putem fi eliberați de povara și consecințele păcatului și putem fi ajutați în infirmitățile noastre. Și deoarece îl iubim pe Dumnezeu și am făcut legământ să-i slujim, ne putem uni cu Salvatorul pentru a oferi alinare temporală și spirituală celor aflați la nevoie. Și în acest proces ne putem găsi propria alinare în Iisus Hristos. Preaiubitul nostru profet, președintele Russell M. Nelson, ne-a invitat să biruim lumea și să găsim odihnă. Dânsul a definit odihna adevărată ca fiind alinare și pace. Președintele Nelson a spus, citez, deoarece Salvatorul, prin spășirea sa infinită, ne-a mântuit pe fiecare dintre noi de slăbiciune, greșeală și păcat, și deoarece El a trecut prin toată durerea, îngrijorarea și a purtat toată povara pe care dumneavoastră ați avut-o vreodată, atunci când vă pocăiți cu adevărat și căutați ajutorul său, vă puteți ridica deasupra acestei lumi nesigure din prezent. Închid citatul. Aceasta este alinarea pe care Iisus Hristos ne oferă. Metaforic vorbind, fiecare dintre noi poartă un rucsac. Poate fi un coș care stă în echilibru pe capul dumneavoastră, o geantă sau un mănunchi de lucruri înfășurate în pânză și aruncat pe urmă dumneavoastră, dar acum să spunem că este un rucsac. În acest rucsac metaforic ne purtăm poverile datorate faptului că trăim într-o lume decăzută. Poverile noastre sunt ca pietrele în rucsac. În general, acestea sunt de trei feluri. Pietre care sunt acolo din vina noastră, din cauza păcatului, pietre care sunt în rucsacul nostru din pricina hotărârilor greșite, conduite necorespunzătoare și răutății altora, și pietre pe care le purtăm pentru că trăim într-o stare decăzută. Acestea includ pietre ale bolii, durerii, bolii cronice, suferinței, dezamăgirii, singurătății și consecințelor dezastrelor naturale. Declar cu bucurie că nu este nevoie să simțim că poverile noastre din viața muritoare, aceste pietre din rucsacul nostru metaforic, sunt grele. Iisus Hristos ne poate ușura povara. Iisus Hristos ne poate ridica poverile. Iisus Hristos ne oferă o cale prin care putem fi eliberați de povara păcatului. Iisus Hristos este alinarea noastră. El a spus, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă, adică alinare și pace. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre, căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Faptul că jugul este bun și sarcina este ușoară presupune că ne înjugăm alături de Salvator, că ne ducem poverile cu El, că îi permitem să ne ridice povara. Aceasta înseamnă să intrăm într-o relație de legământ cu Dumnezeu și să ținem acel legământ care, după cum a explicat președintele Nelson, face de fapt viața mai ușoară. Dânsul a spus,
Citez, purtând jugul alături de Salvator înseamnă să aveți acces la tăria și puterea sa mântuitoare. Închid citatul. Așadar, de ce vrem să ne ducem singuri pietrele? De ce ar refuza un aruncător obosit dintr-un joc de baseball să părăsească locul de aruncare când un locuitor este pregătit să încheie jocul? De ce aș insista să fiu singur în post când alinătorul este pregătit să fie alături de mine? Președintele Nelson ne-a învățat, citez, Iisus Hristos stă cu brațele deschise, sperând și dorind să ne vindece, să ne ierte, să ne curece, să ne întărească, să ne purifice, să ne sfințească. Închei citatul. Așadar, de ce insistăm să ne purtăm singuri pietrele? Aceasta este menită să fie o întrebare personală la care fiecare dintre dumneavoastră să vă gândiți. Pentru mine, este vorba de vechiul viciu al mândriei. Pot face aceasta, spun eu. Fără griji voi termina. Marele înșelător este cel care dorește să mă ascund de Dumnezeu, să mă îndepărtez de El și să fac lucrurile singură. Frați și surori, nu pot face lucrurile singură și nu trebuie să le fac și nu le voi face. Alegând să fiu legată de Salvatorul meu Iisus Hristos, prin legămintele pe care le-am făcut cu Dumnezeu, pot totul în Hristos care mă întărește. Cei care țin legămintele sunt binecuvântați cu alinarea Salvatorului. Gândiți-vă la exemplul din Cartea lui Mormon. Cei din poporul lui Alma au fost persecutați fiind puși la muncă și fiind puși supraveghetori asupra lor. Nefiindu-le permis să se roage cu glas tare, ei și-au revărsat inimile către Dumnezeu, iar El a cunoscut gândurile inimilor lor. Și glasul Domnului a venit către ei în suferințele lor, zicând, ridicați-vă capul și fiți mângâiați, căci eu cunosc legământul pe care voi l-ați făcut cu mine. Și eu voi face un legământ cu poporul meu și îl voi elibera pe el din sclavie. Și eu de asemenea voi ușura poverile care sunt puse pe umerii voștri pentru ca nici măcar să nu le simțiți pe spinările voastre. Iar poverile lor s-au făcut ușoare și Domnul i-a întărit pe ei pentru ca să-și poată purta poverile cu ușurință, iar ei s-au supus cu bucurie și cu răbdare voinței Domnului. Acele persoane care au ținut legămintele au primit alinare sub formă de mângâiere, mai multă răbdare și bucurie, o ușurare a poverilor, astfel încât acestea au devenit ușoare și în cele din urmă eliberare. Acum să ne întoarcem la rucsacul nostru metaforic. Pocăința prin ispășirea lui Iisus Hristos este cea care ne eliberează de greutatea pietrelor păcatului și prin acest dar extraordinar mila lui Dumnezeu ne eliberează de cerințele grele și altfel insurmontabile ale dreptății. Ispășirea lui Iisus Hristos face de asemenea posibil ca noi să primim tăria de a ierta, ceea ce ne permite să descărcăm greutatea pe care o purtăm din cauza greșelilor altora. Așadar, cum ne alină Salvatorul de povara de a trăi într-o lume decăzută, având trupuri muritoare supuse suferinței și durerii? Deseori, El aduce această alinare prin noi. În calitate de membri de legământ ai bisericii sale, promitem să-i jelim împreună cu cei care jelesc și să-i mângâiem pe aceia care au nevoie să fie mângâiați. Deoarece ne-am alăturat urmei lui Dumnezeu și ne numim poporul lui, suntem dornici să purtăm greutățile unul altuia pentru ca ele să fie ușoare. Binecuvântarea noastră în urma legământului este de a fi împreună cu Iisus Hristos pentru a oferi alinare, atât temporală cât și spirituală, tuturor copiilor lui Dumnezeu. Noi suntem un mijloc prin care El oferă alinare. Și astfel, la fel ca prietenii slăbănogului, îi ajutăm pe cei slabi, înălțăm mâinile obosite și întărim genunchii care se clatină. Purtăm sarcinile unii altora și împlinim astfel legea lui Hristos. Pe măsură ce facem aceasta, ajungem să-L cunoaștem, să devenim ca El și să găsim alinarea Sa. Ce este alinarea? Este îndepărtarea sau ușurarea unui lucru dureros, îngrijorător sau împovărător, ori întărirea pentru a îndura acel lucru. Este despre o persoană care se pune în locul altei persoane. Este îndreptarea conform legii a unei greșeli. Cuvântul anglo-francez provine din limba franceză veche, cuvântul reliever sau a înălța și din latinescul relevare sau a înălța din nou. Frați și surori, Iisus Hristos este alinare. Depun mărturie că El a înviat în a treia zi și împlinind ispășirea plină de dragoste și infinită, stă cu brațele deschise, oferindu-ne ocazia de a fi înviați, de a fi salvați și de a fi exaltați și a deveni ca El. Alinarea pe care El o oferă este nepieritoare. Asemenea femeilor,
întâmpinate de îngeri în acea primă dimineață de Paște. Îmi doresc să mă duc repede și cu mare bucurie să duc vestea că El a înviat. În numele lui Iisus Hristos. Amin. In fulfillment of the prophecy given to împlinind profeția dată lui Zaharia, Iisus a intrat triumfător în cetatea sfântă, călare pe un măgar, care era considerat în literatură un simbol străvechi al regalității iudaice, după cum într-adevăr era potrivit pentru împăratul împăraților și prințul păcii. Era înconjurat de o mulțime de ucenici bucuroși, care au așternut propriile veșminte, frunze de palmier și alte frunze de-a lungul cărării pe care mergea Iisus și care l-au lăudat pe Dumnezeu spunând cu glas tare: Binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului. Pace în cer și slavă în locurile prea înalte. Și din nou, Osana fiului David. Binecuvântat este cel care vine în numele Domnului. Osana în cerurile prea înalte. Acest eveniment măreț
pe care îl sărbătorim în această zi, cunoscută sub numele de Duminica Floriilor, a fost un preludiu plin de bucurie la evenimentele chinuitoare care aveau să aibă loc în timpul acelei săptămâni tragice, culminând cu sacrificiul altruist al Salvatorului și miracolul magnific al mormântului gol. Pentru că îl urmăm, noi suntem poporul pe care el și l-a câștigat, fie al lui, chemat să proclamăm virtuțile sale, susținători ai păcii oferite cu atâta generozitate prin el și sacrificiul său ispășitor. Această pace este un dar promis tuturor celor care își întorc inima către Salvator și trăiesc în neprihănire o astfel de pace, ce ne dă tăria de a ne bucura de viața muritoare și ne permite să îndurăm încercările dureroase ale călătoriei noastre. În 1847, Domnul le-a dat instrucțiuni concrete sfinților pionieri care aveau nevoie de pace pentru a rămâne calmi și uniți pe măsură ce se confruntau cu dificultăți neașteptate în călătoria lor spre vest. Printre alte lucruri, Domnul i-a instruit pe sfinți să înceteze de a se certa unul cu altul, să înceteze de a vorbi rău unul despre altul. Scripturile afirmă că celor care înfăptuiesc lucrarea ale dreptății și se străduiesc să umble în blândețea Spiritului Domnului, li se promite pacea de care au nevoie pentru a supraviețui zilelor pline de tulburare în care trăim noi astăzi. În calitate de ucenici ai Prințului Păcii, am fost instruiți să trăim având inimile legate în unitate și iubire unul pentru altul. Profetul nostru prea iubit, președintele Russell Nelson, a declarat recent: conflictul încalcă tot ceea ce a susținut și a propovăduit Salvatorul. Profetul nostru ne-a implorat, de asemenea, să facem tot ce putem pentru a încheia conflictele personale care în prezent fac ravagii în inima și în viața noastră. Să ne gândim la aceste principii prin prisma dragostei pure a lui Hristos pentru noi și a celei pe care noi, pentru că îl urmăm, căutăm să avem aceasta unul față de celălalt. Scripturile definesc acest tip de dragoste despre caritate. Când ne gândim la caritate, mintea noastră se îndreaptă de obicei la fapte și donații generoase pentru a alina suferințele celor care au parte de greutăți fizice, materiale sau emoționale. Totuși, caritatea nu are legătură doar cu ceva ce donăm cuiva, ci este și o însușire a Salvatorului și poate deveni partea caracterului nostru. Nu este surprinzător că Domnul ne-a învățat să ne îmbrăcăm cu legătura carității, care este legătura perfecțiunii și a păcii. Fără caritate, nu suntem nimic și nu putem moșteni locul pe care Domnul l-a pregătit pentru noi în locașurile Tatălui nostru ceresc. Iisus este exemplul perfect pentru ce înseamnă să deții această legătură a perfecțiunii și păcii, mai ales când a avut de înfruntat evenimentele chinuitoare care au precedat martirul său. Gândiți-vă la un moment la ce trebuie să fi simțit Iisus în timp ce a spălat cu milință picioarele ucenicilor săi, știind că unul dintre ei avea să-l vândă chiar în acea noapte. Sau când Iisus, câteva ore mai târziu, a vindecat cu milă urechea uneia dintre bărbații care îl însoțiseră pe Iuda, trădătorul său, pentru a-l aresta. Sau chiar când Salvatorul, stând în fața lui Pilat, a fost acuzat pe nedrept de preoții cei mai de seamă și de vârstnici și nu a răstit niciun cuvânt împotriva acuzaților false care îi se aduceau, fapt ce i-a uimit peste măsură pe dregătorul roman. În timpul acestor trei întâmplări tragice, Salvatorul, în pofida faptului că a fost împovărat de tristețe și stres excesive, ne-a învățat prin exemplul său caritatea. Este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate, nu pizmuiește, nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie și nu se gândește la rău. Un alt aspect important de subliniat și unul care are implicații directe asupra uceniciei noastre și a modului în care promovăm
Pacea Salvatorului este modul în care ne comportăm unii cu alții. În timpul slujirii sale pe pământ, învățăturile Salvatorului s-au concentrat nu numai, ci mai ales asupra virtuților dragostei, carității, răbdării, umilinței și compasiunii, însușiri fundamentale ale celor care doresc să se apropie de El și să promoveze pacea sa. Astfel de însușiri sunt daruri de la Dumnezeu și pe măsură ce ne străduim să le dezvoltăm, vom începe să vedem diferențele și slăbiciunile aproapelui nostru cu mai multă empatie, sensibilitate, respect și toleranță. Unul dintre cele mai clare semne că ne apropiem mai mult de Salvator și că devenim mai asemănători Lui este modul plin de dragoste, răbdare și bunătate cu care ne tratăm semenii, indiferent de circumstanțe. Vedem deseori oameni care formulează comentarii negative și chiar insultătoare despre caracteristicile, slăbiciunile și opiniile pe care le percep la alții, mai ales când astfel de caracteristici și opinii diferă sau contrazic modul în care acționează și gândesc ei. Se întâmplă des să auzim acești oameni transmițând asemenea comentarii altora care repetă ceea ce au auzit fără să cunoască cu adevărat toate circumstanțele unei situații. Din nefericire, rețelele de socializare încurajează acest fel de comportament în numele adevărurilor relative și transparenței. Fără reținere, conversațiile din mediul digital îi conduc adesea pe oameni la atacuri personale și dispute aprinse, creând dezamăgiri, rănind inimi și răspândind ostilitate intensă. Ne fie aprofețit că în zile din urmă dușmanul va năvăli și va atâța oamenii la mânie împotriva aceea ce este bun. Scripturile ne învață că fiecare lucru care invită și îndeamnă la a face bine și la a-L iubi pe Dumnezeu și a-L sluji pe El este inspirat de către Dumnezeu. Pe de altă parte, ceea ce este rău vine de la diavol, căci diavolul este dușmanul lui Dumnezeu și se luptă împotriva lui continuu și invită și îndeamnă la păcat și la ceea ce este rău continuu. Având în vedere această învățătură a profeților, nu este surprinzător că una dintre tacticile dușmanului este de a atâța vrăjmășia și ura în inima copiilor lui Dumnezeu. El se bucură când vede oameni criticându-se, ridiculizându-se și defăimându-se unii pe alții. Acest comportament poate distruge caracterul, reputația și respectul de sine ale unei persoane, mai ales când este judecată nedrept. Este vital să subliniem că atunci când permitem acest tip de atitudine în viața noastră, facem loc în inima noastră ca dușmanul să planteze sămânța discordiei printre noi, riscând să cădem în capcana sa vorace. Dacă nu suntem atenți la gândurile, cuvintele și faptele noastre, putem ajunge să fim încurcați în capcanele viclene ale dușmanului, distrugându-ne relațiile cu oamenii din jurul nostru și cu cei dragi nouă. Frați și surori, în calitate de popor pe care Domnul și l-a câștigat să fie al Lui și susținători al păcii sale, nu ne putem permite ca aceste capcane ale celui rău să aibă loc în inima noastră. Nu putem purta o povară atât de corozivă care distruge sentimente, relații și chiar vieți. Evanghelia reprezintă vești bune de mare bucurie. Desigur, niciunul dintre noi nu este perfect și cu siguranță există momente în care suntem ademeniți la un astfel de comportament. În dragostea sa perfectă și cunoașterea sa omniscientă a tendințelor noastre umane, Salvatorul încearcă întotdeauna să ne avertizeze cu privire la astfel de pericole. El ne-a învățat, căci cu ce judecată judecați, veți fi judecați și cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. Dragii mei, frați și surori, pe măsură ce ne străduim să dezvoltăm însușiri precum cele ale Salvatorului, putem deveni instrumente ale păcii sale,
în lume, potrivit tiparului pe care El însuși l-a stabilit. Vă invit să vă gândiți la modul în care ne putem transforma în oameni care înalță și susțin, oameni care au o inimă înțelegătoare și iertătoare, oameni care caută ce este mai bun în alții, amintindu-și mereu că dacă este ceva care este virtuos, vrednic de iubit, care are bună reputație sau este demn de laudă, noi căutăm aceste lucruri. Vă promit că pe măsură ce căutăm și dezvoltăm aceste însușiri, vom deveni din ce în ce mai afectuoși și sensibili la nevoile semenilor noștri și vom avea pace de bucurie, pace și creștere spirituală. Fără îndoială, Domnul va vedea eforturile noastre și ne va oferi darurile de care avem nevoie pentru a fi mai toleranți și răbdători cu diferențele, slăbiciunile și imperfecțiunile altora. Ba chiar mai mult, vom putea să rezistăm mai bine impulsului de a ne simți jigniți sau a-i jigni pe cei care ne rănesc, așa cum a făcut Salvatorul, dorința noastră de a ierta pe cei care se poartă necorespunzător cu noi sau care ne vorbesc de rău va crește cu siguranță și va deveni partea caracterului nostru. Fie ca astăzi, în această duminică de flori, să ne întindem mantia dragostei și frunzele de palmier ale carității, pășind pe urmele prințului păcii, în timp ce ne pregătim să sărbătorim în această duminică viitoare miracolul mormântului gol. În calitate de frați și surori în Hristos, haide să proclamăm cu bucurie: Osana fiul lui David! Binecuvântat este cel care vine în numele Domnului! Osana în cerurile prea înalte! Depun mărturie că Iisus Hristos trăiește și că dragostea sa perfectă, exprimată prin sacrificiul său ispășitor, este oferită tuturor celor care doresc să meargă cu El și să se bucure de pacea sa în această lume și în lumea care va veni. Spun aceste lucruri în numele Sfânt al Salvatorului și Mântuitorului, Iisus Hristos. Amin. Yesterday, my dear friend, ieri, dragul meu prieten, vârstnicul Randall K. Bennett a vorbit despre binecuvântările patriarhale. A fost un mesaj minunat și ne-a inspirat pe noi toți. Dragii mei frați și surori, permiteți-mi să vorbesc și eu despre binecuvântările patriarhale. Dragi patriarhi, pe măsură ce vă vor crește cererile de binecuvântări patriarhale, mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvânteze pe măsură ce continuați să vă îndepliniți cu credință și surguință chemarea. Când merg la conferințele de țăruși, discut întotdeauna cu patriarhul țărușului și soția sa. Patriarhii sunt conducătorii chemați de Dumnezeu, blânzi, supuși și incredibili. Ei îmi împărtășesc multe experiențe spirituale minunate. Îl întreb de vârsta celei mai tinere și a celei mai în vârstă persoane care le-au dat o binecuvântare. Până acum, cea mai tânără avea 11 ani și cea mai în vârstă avea 93. Mi-am primit binecuvântarea patriarhală ca membru nou al bisericii la vârsta de 19 ani. La 2 ani după ce am fost botezat, patriarhul meu a fost foarte în vârstă. Dânsul s-a alăturat bisericii în anul 1916 și a fost pionier al bisericii în Japonia. A fost marea mea onoare să-mi primesc binecuvântarea patriarhală de la acel ucenic remarcabil al Domnului. A fost puțin dificil pentru mine să înțeleg japoneza pe care o vorbea, dar era elocventă. Patriarhii pe care i-am întâlnit mi-au spus că multe persoane își primesc binecuvântările patriarhale cu puțin timp înainte de a sluji în misiune. Dragii mei tineri băieți, tinere fete, părinți și episcopi, binecuvântările patriarhale nu sunt doar pentru pregătirea de a sluji în misiune. Membrii botezați demni își pot primi binecuvântarea patriarhală la momentul potrivit pentru ei. Dragii mei,
dragi membri adulți, unii dintre dumneavoastră nu v-ați primit încă binecuvântarea patriarhală. Aduceți-vă aminte că nu există vârstă maximă. Soacra mea a fost membră foarte activă a bisericii, slujind în calitate de învățătoare la societatea de alinare, până când a decedat la vârsta de 90 de ani. Am fost trist să aflu că nu primise binecuvântarea patriarhală. Ea a avut parte de multe dificultăți în viața ei și deoarece nu avea un deținător al preoției în cămin, nu a primit multe binecuvântări ale preoției. O binecuvântare patriarhală i-ar fi putut oferi alinare când avea cea mai mare nevoie. Dragi adulți, dacă nu v-ați primit încă binecuvântarea patriarhală, vă rog să nu vă faceți griji. Succesiunea evenimentelor de natură spirituală din viața fiecăruia este diferită, fie că aveți 35 sau 85 de ani, dacă aveți dorință, vorbiți cu episcopul dumneavoastră despre primirea binecuvântării dumneavoastră. Dragi membrii noi ai bisericii, ați auzit de binecuvântările patriarhale? Nu știam despre ocazia de a primi una când m-am alăturat bisericii, dar prea iubitul meu episcop mi-a vorbit despre binecuvântările patriarhale după ce am fost botezat și m-a încurajat să mă pregătesc să o primesc pe a mea. Dragii mei, membrii noi, și dumneavoastră puteți primi o binecuvântare patriarhală. Domnul vă va ajuta să vă pregătiți pentru această ocazie sacră. Să ne gândim la două scopuri ale unei binecuvântări patriarhale. Prima, binecuvântarea patriarhală cuprinde sfaturi personale de la Domnul pentru dumneavoastră. Doi, binecuvântarea patriarhală declară descendența dumneavoastră în casa lui Israel. Binecuvântarea dumneavoastră patriarhală este un mesaj de la Tatăl dumneavoastră ceresc și vă va include probabil promisiuni și sfaturi inspirate pentru a vă îndruma de-a lungul vieții. Binecuvântarea patriarhală nu vă va îndruma pas cu pas viața și nu vă va răspunde la toate întrebările dumneavoastră. Dacă nu menționează un eveniment important din viață, să nu credeți că nu veți avea ocazia. De asemenea, nu există nicio garanție că totul din binecuvântarea dumneavoastră se va întâmpla în această viață. Binecuvântarea patriarhală este eternă și dacă trăiți demni, promisiunile care nu sunt împlinite în această viață vor fi împlinite în următoarea. Când veți primi o declarație despre descendență, veți ajunge să știți că sunteți din casa lui Israel și din seminția lui Avram. Pentru a înțelege semnificația acestui lucru, concentrați-vă asupra promisiunilor pe care Domnul le-a făcut casei lui Israel prin Avram. Printre aceste promisiuni se numără faptul că descendenții săi vor fi numeroși. Seminția sau descendenții săi vor primi Evanghelia și vor deține preoția. Prin slujirea seminției sale, toate familiile de pe pământ aveau să fie binecuvântate chiar cu binecuvântările Evangheliei, care sunt binecuvântările salvării chiar ale vieții veșnice. În calitate de membri ai bisericii, noi suntem copii ai legământului. Primim binecuvântările legământului avramic pe măsură ce ne supunem legilor și rânduielilor Evangheliei. Pregătirea pentru binecuvântarea dumneavoastră patriarhală vă va ajuta să vă măriți credința în Tatăl Ceresc și Iisus Hristos. Și când vă primiți binecuvântarea și o citiți și cugetați asupra ei, vă puteți concentra mai des asupra lor. Președintele Thomas S. Monson a explicat, același domn care a pus la dispoziție o diahona pentru lehii ne oferă astăzi dumneavoastră și mie un dar rar și valoros pentru a ne oferi îndrumare în viață.
pentru a marca pericolele care ne amenință siguranța și pentru a trasa calea, chiar trecerea sigură, că nu către un pământ făgăduit, ci către căminul nostru ceresc. Dragii mei episcopi, părinți, președinții Forumului Văznicilor, președintele ale Societății de Alenare, conducători ai muncii misionare la nivel de episcopie, frați și surori care păstoresc, vă rog să încurajați pe acești tineri băieți și tinere fete, membrii adulți și membrii noi care nu și-au primit încă binecuvântarea patriarhală, să caute îndrumarea și ajutorul Domnului pentru a se pregăti să facă aceasta. Îmi citesc rugându-mă binecuvântarea patriarhală în mod frecvent și mă încurajează mereu. Recunosc că așteaptă ce așteaptă Domnul de la mine și acest lucru m-a ajutat să mă pocăiesc și să fiu umil. Când o citesc și cuget asupra ei, doresc să trăiesc demn de a primi binecuvântările promise în ea. La fel cum scripturile pe care le-am citit de multe ori, au o nouă însemnătate pentru noi mai târziu. Binecuvântarea noastră patriarhală va avea o însemnătate diferită pentru noi în momente diferite. A mea are acum o însemnătate diferită față de cea pe care am avut-o când aveam 30 de ani și când aveam 50 de ani. Cuvintele nu se schimbă, ci le vedem într-un mod diferit. Președintele Dallin Hedges Ox a declarat că binecuvântarea patriarhală este dată prin inspirație de la Spiritul Sfânt și trebuie citită și interpretată sub influența aceluiași spirit. Înțelesul și semnificația unei binecuvântări patriarhale vor fi predate rând după rând de-a lungul timpului prin puterea aceluiași spirit care a inspirat-o. Dragi frați și surori, îmi depun mărturie că Tatăl Ceresc și Preaiubitul și singurul Său Fiu născut, Domnul Iisus Hristos, trăiește. Ei ne iubesc. Binecuvântările patriarhale sunt daruri sacre de la ei. Când vă veți primi binecuvântarea, vă veți da seama și veți simți cum vă iubesc ei și cum se concentrează asupra dumneavoastră în mod individual. Cartea lui Mormon este un alt testament al lui Iisus Hristos și sunt recunoscător să fiu condus de un profet în viață, președintele Russell M. Nelson. Sunt atât de recunoscător pentru Salvatorul nostru Iisus Hristos. În această duminică de Paște mă voi concentra asupra lui și asupra învierii sale și îl voi preaslăvi. Și voi aduce mulțumiri pentru sacrificiul său. Știu că el a suferit atât de mult pentru că ne iubește într-un mod atât de profund. Știu că el a înviat datorită dragostei sale pentru noi. El este real. Depun astfel mărturie în numele lui Iisus Hristos. Amin. As directed, potrivit îndrumării, congregația se va alătura corului pentru a interpreta împreună îndrumăne mare Jehova. După imn, îl vom asculta pe vârstnicul Neil L. Anderson din corul celor 12 apostoli. Dânsul va fi urmat de vârstnicul Kevin R. Duncan din cei 70. Aceasta este sesiunea de duminică dimineața a celei de-a 193-a conferințe generale bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă.
În această minunată perioadă a Paștelui, îmi exprim dragostea. Mă rog ca acest imn deosebit să ne îndrume către Marele Jehova. O istorisire remarcabilă din Cartea lui Mormon vorbește despre un tânăr băiat dintr-o familie importantă pe nume Alma, pe care scripturile îl descriu ca fiind un necredincios idolatru. El era elocvent și convingător și folosea cuvinte lingușitoare pentru a-i convinge pe alții să-l urmeze. În mod surprinzător, un înger i s-a arătat lui Alma și prietenilor lui. Alma a căzut la pământ și a fost atât de slăbit încât a fost purtat, fiind fără putere, la casa tatălui său. El a rămas în această stare asemănătoare unei come timp de 3 zile. Mai târziu, el a explicat că, deși părea inconștient pentru cei din jurul său, mintea sa era foarte activă în timp ce sufletul său era îndurerat, gândindu-se la viața sa în care nesocotise poruncile lui Dumnezeu. El și-a descris mintea ca fiind chinuită de aducerea aminte a păcatelor sale cele multe și torturată de un chin veșnic. În disperarea lui profundă, el și-a adus aminte că a fost învățat în tinerețea lui despre venirea unui Iisus Hristos, un fiu al lui Dumnezeu, ca să îi spășească pentru păcatele lumii. Apoi, el a făcut această declarație care pune pe gânduri. În timp ce mintea mea prinsese acest gând, am implorat în inima mea: O Iisuse, Tu, Fiul al lui Dumnezeu, ai milă de mine. Când a cerut ajutorul puterii divine a Salvatorului, a avut loc ceva miraculos. Când mă gândeam la aceasta, a spus el, nu am mai putut să-mi amintesc de durerile mele. Brusc, el a simțit pace și lumină. Nimic nu a fost atât de minunat și de dulce ca bucuria mea, a declarat el. Alma a prins adevărul despre Iisus Hristos. Dacă folosim cuvântul prinsese în sens fizic, am putea spune, el s-a prins de balustradă chiar când era să cadă, ceea ce înseamnă că el și-a întins brațul apucându-se brusc și strâns de ceva cimentat solid într-o temelie sigură. În cazul lui Alma, mintea sa a fost cea care a prins și s-a ținut strâns de acest adevăr puternic al sacrificiului ispășitor al lui Iisus Hristos. Acționând cu credință potrivit acestui adevăr și prin puterea și harul lui Dumnezeu, el a fost salvat din disperare și i s-a dat speranță. Deci, deși este posibil ca experiențele noastre să nu fie atât de impresionante ca ale lui Alma, ele sunt fără îndoială la fel de importante din punct de vedere etern. Și mințile noastre au prins acest gând despre Iisus Hristos și sacrificiul său milostiv, iar sufletele noastre au simțit lumina și bucuria care urmează. Rugăciunea mea în această perioadă a Paștelui este ca noi să modelăm, întărim și ancorăm în mod mai conștient acest foarte important gând despre Iisus Hristos în camerele sufletului nostru, permițându-i să se reverse nestăvilit în mintea noastră, îndrumându-ne în ceea ce gândim și facem și aducând continuu bucuria dulce a dragostei Salvatorului. Să ne umple mintea cu puterea lui Iisus Hristos nu înseamnă că gândul la El este singurul pe care îl avem, ci înseamnă că toate gândurile noastre sunt circumscrise dragostei sale, vieții și învățăturilor sale și sacrificiului său ispășitor și învierii sale glorioase. Iisus nu este niciodată uitat într-un colț, pentru că gândurile noastre despre El sunt întotdeauna prezente și tot sufletul nostru îl adoră. Ne rugăm și ne gândim la experiențe care ne-au adus mai aproape de El. Primim cu bucurie în mintea noastră imagini divine, scripturi sfinte și imnuri inspirate pentru a proteja cu blândețe nenumăratele gânduri zilnice care aleargă prin viața noastră ocupată. Dragostea noastră pentru El nu ne protejează împotriva tristeții și suferinței din această viață muritoare, dar ne permite să trecem prin încercări cu o tărie
mult mai mare decât cea personală. Iisus, la tine când gândesc, în piept sunt dragostea, dar și mai fericit voi fi când eu te voi vedea. Aduceți-vă aminte, dumneavoastră sunteți copii de spirit ai Tatălui Ceresc. Așa cum explică Apostolul Pavel, noi suntem de neam din Dumnezeu. Ați trăit având propria identitate individuală mult timp înainte de a veni pe pământ. Tatăl nostru a creat un plan perfect pentru ca noi să venim pe pământ, să învățăm și să ne întoarcem la El. El a trimis pe Fiul Său prea iubit ca, prin puterea ispășirii sale infinite și învierii sale, noi să trăim dincolo de mormânt. Și pe măsură ce vom fi torni să ne exercităm credința în El și să ne pocăim de păcatele noastre, noi vom fi iertați și vom primi speranța vieții eterne. În această viață muritoare, mintea și spiritul nostru au nevoie de o atenție deosebită. Mintea noastră ne permite să trăim, să facem alegeri și să discernem binele de rău. Spiritul nostru primește mărturia confirmatoare că Dumnezeu este Tatăl nostru, că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și că învățăturile lor sunt ghidul nostru către fericire aici și viață eternă dincolo de mormânt. Mintea lui Alma a prins acest gând despre Iisus Hristos. El i-a schimbat viața. Conferința generală este un timp în care să înțelegem ce dorește Domnul să facem și să devenim. Este de asemenea un timp în care să ne gândim la progresul nostru. Pentru că însărcinile mele m-au purtat prin toată lumea, am văzut o putere spirituală sporită la membrii neprihăniți și devotați ai bisericii. Cu 5 ani în urmă, mi s-a cerut să-L punem pe Salvator mai vizibil în centrul a tot ce facem, folosind adevăratul nume al Bisericii lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă. Rostim numele Său cu mai multă seriozitate. Cu 4 ani în urmă, prin reducerea timpului adunării noastre de împărtășanie, ne-am concentrat mai mult atenția asupra faptului de a lua din împărtășania Domnului. Ne gândim mai mult la Iisus Hristos și promitem cu mai multă seriozitate să ne amintim totdeauna de El. În timpul izolării determinate de pandemia mondială și cu ajutorul programului Vino și Urmează-mă, învățătorile Salvatorului devin mai importante în căminele noastre, ajutându-ne să-L preaslăvim pe Salvator în timpul săptămânii. Urmând sfatul președintelui Russell M. Nelson de a urma îndemnul Ascultă-L, ne perfecționăm capacitatea de a recunoaște șoaptele Duhului Sfânt și de a vedea mâna Domnului în viața noastră. Dată fiind anunțarea și finalizarea a 10 de temple, noi intrăm mai frecvent în casa Domnului și primim binecuvântările sale promise. Simțim cu mai multă putere frumusețea transcendentă a Salvatorului și Mântuitorului nostru. Președintele Nelson a spus, nu este nimic ușor sau automat în faptul de a deveni un ucenic puternic. Concentrarea noastră trebuie să fie fermă asupra Salvatorului și Evangheliei sale. Faptul de a ne strădui să privim către El în fiecare gând necesită mult efort mental. Când ne concentrăm atenția asupra lui Iisus Hristos, tot ce este în jurul nostru, deși continuă să fie prezent, este privit prin prisma dragostei noastre pentru El. Distragerile mai puțin importante se estompează și noi îndepărtăm acele lucruri care nu ne ajută să păstrăm lumina și însușirile sale. Când continuați să prindeți cu atenție acest gând despre Iisus Hristos, vă încredeți în El și țineți poruncile sale. Vă promit că veți avea nu doar îndrumare cerească, ci și putere cerească. Putere care aduce tărie legăminților dumneavoastră, pace în greutățile dumneavoastră și bucurie în binecuvântările dumneavoastră. Cu câteva săptămâni în urmă, Cathy și cu mine i-am vizitat pe Matt și Sarah Johnson. Pe perete se afla un tablou cu prețioasa lor familie, o imagine frumoasă cu Salvatorul și o ilustrație cu templul. Cele 4 fiice ale lor, Maddie, Ruby, Claire și June, au vorbit cu bucurie despre cât de mult își iubeau mama.
Timp de peste un an, Sara programase cu regularitate ca în zilele de sâmbătă familia să meargă la templu împreună pentru ca fetele să participe la botezuri pentru membrii decedați ai familiei. În luna noiembrie a anului trecut, Sara programa vizita la templu a familiei pentru ultima săptămână în decembrie, în ziua de joi, în loc de sâmbătă. Sper că nu te deranjează asta, i-a spus ea lui Matt. Sara fusese diagnosticată cu cancer și medicii considerau că mai are de trăit încă 2 sau 3 ani. La o adunare de împărtășanie, Sara își împărtășise mărturia puternică, spunând că oricare va fi rezultatul pentru ea, ea îl iubea pe Salvator din toată inima și că victoria fusese obținută deja de el. Decembrie se apropia, dar sănătatea Sarei s-a înrăutățit brusc și pe neașteptate și ea a fost internată în spital. În ziua de joi, 29 decembrie, dimineața de vreme, viața ei muritoare s-a stins încet. Matt fusese alături de Sara întreaga noapte, cu inima frântă și complet epuizat fizic și emoțional. El a sosit acasă și a plâns alături de fiicele sale. Privindu-și telefonul, el a observat neobișnuita programare la templu pentru acea după-amiază de joi pe care o făcuse Sara. Matt a spus, când am văzut-o prima oară am gândit că nu putem merge. Dar apoi mintea lui Matt a prins acest gând. Salvatorul trăiește. Nu exista loc pe pământ în care ne-am putea afla ca familie decât casa sa sfântă. Matt, Maddie, Ruby, Claire și June au sosit la templu respectând programarea pe care Sara o făcuse pentru ei, cu lacrimile și roindu-i pe obraj. Matt a înfăptuit botezurile împreună cu fiicele sale. Ei au simțit profund dragostea și legătura lor eternă cu Sara și au simțit dragostea imensă și pacea alinătoare a Salvatorului. Matt a împărtășit cu emoție, când simt tristețe adâncă și durere, strig de bucurie pentru că eu cunosc planul minunat al salvării al tatălui meu. În această perioadă a Paștelui, depun mărturie despre adevărul total și absolut al sacrificiului ispășitor, incomparabil al Salvatorului și al învierii sale glorioase. Când mintea noastră rămâne fermă și pentru totdeauna concentrată asupra lui Iisus Hristos și când continuați să-L puneți mai pe deplin pe Salvator în centrul vieții dumneavoastră, vă promit că veți simți speranța sa, pacea sa și dragostea sa. În numele lui Iisus Hristos. Amin. Now what do we hear in the gospel which we have received? Ce auzim în Evanghelia pe care am primit-o? Un glas de bucurie, un glas de îndurare venită din cer și un glas de adevăr ieșind din pământ. Un glas de bucurie pentru cei vii și cei morți, vești bune de mare bucurie. Frați și surori, este aproape imposibil să auzi aceste cuvinte ale profetului Joseph Smith și să nu ți apară pe chip un mare zâmbet. Cuvintele jubilante ale lui Joseph surprind bucuria deplină și maestoasă care se găsește în mărețul plan al fericirii întocmit de Tatăl, de Dumnezeu Tatăl nostru Ceresc, pentru că El ne-a asigurat că oamenii sunt ca să poată avea bucurie. Noi toți am scos strigăte de veselie în viața noastră premuritoare când am auzit planul fericirii întocmit de Dumnezeu și continuăm să scoatem strigăte de veselie aici pe măsură ce trăim potrivit planului Său. Dar care a fost mai exact contextul acestei declarații de fericire a profetului? Ce a declanșat această emoție, emoții profunde și sincere? Profetul Joseph propovăduise despre botezul pentru cei morți. Acesta era într-adevăr o revelație glorioasă care a fost primită cu mare bucurie. Când membrii bisericii au aflat că puteau fi botezați pentru cei dragi de decedați, s-au bucurat. Wilford Woodruff a spus, în momentul în care am auzit despre acestea,
Sufletul meu a sărit de bucurie. Botezul pentru cei dragi care au murit nu a fost singurul adevăr pe care Domnul avea să-l reveleze și să-l restaureze. Au fost o mulțime de alte daruri sau înzestrări pe care Dumnezeu a fost dornic să le confere fiilor și fiicelor sale. Aceste alte daruri au inclus autoritatea preoției, legămintele și rânduielile, căsătoria care poate dura pentru totdeauna, pecetluirea copiilor cu părinții lor în cadrul familiei lui Dumnezeu și în cele din urmă binecuvântarea de a ne întoarce acasă în prezența lui Dumnezeu, Tatăl nostru Ceresc și a Fiului Său, Iisus Hristos. Toate aceste binecuvântări au fost făcute posibile prin ispășirea lui Iisus Hristos. Deoarece Dumnezeu a considerat că acestea sunt printre cele mai mari și mai sfinte binecuvântări ale sale, El a instruit să fie ridicate clădiri sacre în care se poate conferi aceste daruri prețioase copiilor săi. Aceste clădiri aveau să fie căminul său pe pământ. Aceste clădiri aveau să fie templele în care ceea ce era pecetluit pe pământ în numele său și prin cuvântul său și autoritatea sa avea să fie pecetluite în cer. În calitate de membri ai bisericii de astăzi, poate deveni ușor pentru noi să luăm drept sigure aceste adevăruri eterne glorioase. Ne-am obișnuit cu ele. Uneori este util să le vedem prin ochii celor care învață despre ele pentru prima dată. Acest lucru a devenit evident pentru mine datorită unei experiențe recente. Anul trecut, chiar înainte de redidicarea templului Tokyo, Japonia, mulți oaspeți care nu erau de religia noastră au vizitat acel templu. La o astfel de vizită a fost prezent un conducător atent al altei religii. L-am învățat pe invitatul nostru despre planul fericit întocmit de Tatăl Ceresc, rolul de mântuitor al lui Iisus Hristos în acel plan de doctrină conform căreia familia poate fi unită pentru eternitate prin înduiala de pecetluire. La sfârșitul turului nostru, l-am invitat pe prietenul nostru să-și părtășească sentimentele. Când referire la unirea familiei din trecut, prezent și viitor, acest om bun a întrebat cu toată sinceritate: Înțeleg cu adevărat membrii credinței dumneavoastră cât de profundă este această doctrină? Dânsul a adăugat: aceasta ar putea fi bine să fie una dintre singurele învățături care pot uni această lume care este atât de divină. Ce observație puternică! Acest bărbat nu a fost impresionat doar de maestria extraordinară cu care a fost construit templul, ci mai ales de doctrina uimitoare și profundă conform căreia familiile sunt unite și pecetluite pentru totdeauna cu Tatăl Ceresc și Iisus Hristos. Ca urmare, nu trebuie să fim surprinși când chiar și cineva care nu este de credința noastră recunoaște măreția a ceea ce se întâmplă în templu. Un lucru care poate deveni obișnuit sau o rutină pentru noi este văzută uneori din splendoarea și măreția lui de către cei care îl aud sau îl simt pentru prima dată. Deși au existat temple și în vechime, odată cu restaurarea Evangheliei lui Iisus Hristos, construirea de temple a fost una dintre cele mai mari priorități al tuturor profeților încă de la profetul Joseph Smith și este ușor de înțeles de ce. Când profetul Joseph propovăduia despre botezul pentru cei morți, el a revelat un alt mare adevăr. El ne-a învățat: permiteți-mi să vă asigur că aceste sunt principii cu privire la cei morți și la cei peste care nu putem trece cu ușurință, pentru că privesc salvarea noastră, pentru că salvarea lor este necesară și esențială pentru salvarea noastră. Fără noi, ei nu pot ajunge la desăvârșire și nici noi fără morții noștri nu putem ajunge la desăvârșire. După cum vedeți, nevoile de temple și de muncă înfăptuită atât pentru cei vii cât și pentru cei morți devine foarte clară. Dușmanul este alert, puterea lui este amenințată de rânduielile și legămintele făptuite în templu și el face tot ce poate pentru a încerca să oprească lucrarea. De ce? Pentru că el cunoaște puterea care vine din această lucrare. Cu fiecare templu nou care este dedicat, puterea salvatoare a lui Iisus Hristos se extinde în întreaga lume pentru a tracara eforturile dușmanului și pentru a ne mântui pe măsură ce ce venim la el. Pe măsură ce crește numărul templelor și a persoanelor care își țin legămintele, dușmanul devine mai slab. La începutul bisericii, unii se îngrijorau când urma să fie anunțat un templu nou
nou, căci spuneau: nu am început niciodată să construim un templu fără să începem să sune clopotele iadului. Dar Brigham Young a răspuns cu mult curaj: vreau să le aud sunând din nou. În această viață muritoare nu vom scăpa niciodată de război, dar putem avea puterea asupra dușmanului. Acea putere și acea tărie vine de la Iisus Hristos pe măsură ce facem și ținem legămintele din templu. Președintele Russell M. Nelson ne-a învățat: vine momentul în care cei care nu se supun Domnului vor fi despărțiți de cei care se supun. Asigurarea noastră cea mai bună este aceea de a conține să fim să fim demni pentru a putea intra în casa sa sfântă. Iată câteva alte binecuvântări pe care ni le promisese Dumnezeu prin profetul său. Aveți nevoie de miracole, profetul nostru a spus. Vă promit că dacă veți face sacrificii pentru a sluji și a preaslăvi în templele sale, Domnul va face miracole de care știe că aveți nevoie. Aveți nevoie de puterea vindecătoare și întăritoare a Salvatorului Iisus Hristos. Președintele Nelson ne asigură că tot ce se propovăduiește în templu ne mărește înțelegerea despre Iisus Hristos. Când ne ținem legămintele, El ne înzestrează cu puterea sa vindecătoare și întăritoare. Și cât de mult vom avea nevoie de puterea sa în zilele care vor urma. În prima duminică de flori, când Iisus Hristos a intrat triumfător în Ierusalim, o mulțime de ucenici al Lui, plin de bucurie, au început să laude pe Dumnezeu cu glas tare, spunând: binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului. Cât de potrivit a fost ca templul Kirtland să fie dedicat în Duminica Florilor în anul 1836. Această ocazie, ucenicii lui Iisus Hristos s-au bucurat de asemenea. În rugăciunea de dedicare, profetul Joseph Smith a declarat aceste cuvinte de laudă: O Doamne Dumnezeu atotputernic, ascultă-ne și răspunde-ne din cer, unde stai pe tron cu slavă, onoare, putere, maestate și tărie. Ajută-ne prin puterea Spiritului Tău să putem să ne unim glasurile cu cele ale serafimilor strălucitori și luminoși din jurul tronului Tău cu aclamații de preamărire, cântând Osana lui Dumnezeu și Mielului. Și aceștia sfinții Tăi să scoată strigăte de bucurie. Frați și surori, această duminică de flori, fie ca noi în calitate de ucenici al lui Iisus Hristos să lăudăm de asemenea pe Dumnezeul nostru sfânt și să ne bucurăm de bunătatea sa față de noi. Ce auzim în Evanghelia pe care am primit-o, cu adevărat un glas de bucurie. Depun mărturie că dumneavoastră veți de simți bucuria din ce în ce mai mult pe măsură ce intrați în templele Sfintele Domnului. Depun mărturie că veți simți bucuria pe care El o are la rândul Său pentru dumneavoastră, în numele Lui Iisus Hristos. Amin. We are grateful to those who have Mulțumim tuturor celor care ne-au vorbit și The Tabernacle Choir at Temple Square pentru frumoasa muzică interpretată. Corul ne va încânta acum interpretând This is the Christ. Ultimul vorbitor din cadrul acestei sesiuni va fi preaiubitul nostru profet președintele Russell M. Nelson. După cuvântarea dânsului, corul va încheia această sesiune interpretând Eu cred în Hristos. Apoi rugăciunea de încheiere va fi rostită de vârstnicul Thierry K. Mutombo din cei 70.
My dear brothers and sisters, dragii mei, frați și dragile mele surori, este o bucurie să mă aflu alături de dumneavoastră. În ultimele 6 luni m-am gândit mereu la dumneavoastră și ați fost în rugăciunile mele. Mă rog ca Duhul Sfânt să comunice ceea ce Domnul dorește ca dumneavoastră să auziți în timp ce vă vorbesc acum. Cu mulți ani în urmă, în timpul stagiului meu în chirurgie, am ajutat un chirurg care amputa un picior plin de gangrenă infecțioasă. Operația a fost dificilă. Apoi, sporind tensiunea, unul dintre membrii echipei a îndeplinit greșit o procedură și chirurgul a explodat de mânie. În plin acces de furie, a aruncat bisturiul care era plin cu microbi și a aterizat în antebrațul meu. Toți cei din sala de operație, cu excepția chirurgului care își pierduse controlul, au fost îngroziți de această încălcare periculoasă a practicii chirurgicale. Din fericire, nu m-am infectat. Dar această experiență mi-a rămas în minte mult timp. Chiar în acel moment, mi-am promis că orice s-ar întâmpla în sala mea de operație, nu voi pierde niciodată controlul asupra emoțiilor mele. De asemenea, în acea zi, am promis să nu arunc nimic la mânie, fie că este vorba de bisturiu sau de cuvinte. Chiar și acum, de ce din mai târziu, mă întreb dacă bisturiul contaminat care a aterizat în brațul meu era mai toxic decât cearta plină de venin care infectează astăzi dialogul nostru civic și prea multe relații personale. Politețea și decența par să fi dispărut în această perioadă de polarizare și neînțelegeri înflăcărate. Vulgaritatea, criticarea și clevetirea la adresa altora sunt mult prea des întâlnite. Prea mulți experți, politicieni, artiști și alți influențatori aduc în mod constant insulte. Sunt foarte îngrijorat că atât de mulți oameni par să creadă că este întru totul acceptabil să condamne, să denigreze și să defăimeze pe oricine nu este de acord cu ei. Mulți par nerăbdători să strice reputația altuia cu remarci patetice și jalnice. Mânia nu convinge niciodată. Ostilitatea nu clădește pe nimeni. Cearta nu duce niciodată la soluții inspirate. Din păcate, vedem uneori comportamente conflictuale chiar și în rândul nostru. Auzim de cei care își denigrează soțul sau soția și copiii, care folosesc izbucniri pline de mânie pentru a-i controla pe alții, și de cei care îi pedepsesc pe membrii familiei cu răceală și indiferență. Auzim de tineri și copii care hărțuiesc și intimidează și de angajați care își defăimează colegii. Dragii mei, frați și dragile mele surori, aceste lucruri nu ar trebui să se întâmple. În calitate de ucenici ai lui Iisus Hristos trebuie să fim exemple privind modelul de interacționare cu alte persoane, mai ales când avem diferențe de opinie. Unul dintre cele mai ușoare moduri de a identifica un adevărat ucenic al lui Iisus Hristos este de a vedea cu câtă compasiune tratează acea persoană alți oameni. Salvatorul a clarificat acest lucru în cuvântările adresate ucenicilor din ambele emisfere. Ferice de cei împăciuitori, a spus el. Oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce-i și pe celălalt. Și apoi, desigur, el ne-a oferit îndemnul care ne pune pe fiecare dintre noi la încercare. Citez: iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blesteamă, faceți bine celor ce vă urăsc
și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Închei citatul. Înainte de moartea sa, Salvatorul le-a poruncit celor 12 apostoli ai săi să se iubească unul pe altul așa cum i-a iubit el. Apoi a adăugat: prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Mesajul Salvatorului este clar. Ucenicii săi adevărați clădesc, înalță, încurajează, conving și inspiră, indiferent cât de dificilă este situația. Adevărații ucenici ai lui Iisus Hristos sunt împăciuitori. Astăzi este Duminica Floriilor. Ne pregătim să sărbătorim cel mai important eveniment consemnat vreodată pe pământ, și anume ispășirea și învierea Domnului Iisus Hristos. Unul dintre cele mai bune moduri prin care îl putem cinsti pe Salvator este acela de a deveni împăciuitori. Ispășirea Salvatorului a făcut posibil să biruim orice rău, inclusiv cearta. Nu vă lăsați înșelați. Cearta este dăunătoare. Iisus Hristos a declarat că cei care au spiritul de ceartă nu sunt ai săi, ci sunt ai diavolului, care este tatăl certurilor. Și el agită inimile oamenilor ca să se certe cu mânie unul cu altul. Cei care încurajează cearta ocupă o pagină din cartea care conține planurile lui Satana, fie că își dau seama sau nu. Niciun om nu poate sluji la doi stăpâni. Nu-i putem sluji pe Satana cu atacurile noastre verbale și să credem că încă putem sluji lui Dumnezeu. Dragii mei frați și dragile mele surori, modul în care ne comportăm unii cu alții contează cu adevărat. Modul în care vorbim cu alții acasă, la biserică, la muncă și online, contează cu adevărat. Astăzi, invit pe fiecare dintre noi să interacționăm cu alții într-un mod mai bun și mai sfânt. Vă rog să ascultați cu atenție. Dacă este ceva virtuos, vrednic de iubit, care are bună reputație sau este demn de laudă pe care să îl putem spune despre o altă persoană, fie când este de față, fie când nu este, acesta ar trebui să fie standardul nostru de comunicare. Dacă un cuplu din episcopia dumneavoastră divorțează, sau un tânăr misionar se întoarce acasă mai devreme, sau un adolescent se îndoiește de mărturia sa, ei nu au nevoie de judecata dumneavoastră. Ei trebuie să simtă dragostea lui Iisus Hristos reflectată în cuvintele și faptele dumneavoastră. Dacă un prieten de pe rețelele de socializare are opinii politice sau sociale puternice care încalcă tot ceea ce credeți, o replică furioasă și tăioasă din partea dumneavoastră nu va fi de ajutor. Construirea unor punți de neînțelegere va necesita mult mai mult din partea dumneavoastră, dar este exact ceea ce are nevoie prietenul dumneavoastră. Cearta alungă spiritul de fiecare dată. Cearta întărește ideea falsă conform căreia confruntarea este calea de a rezolva diferențele. Dar nu este niciodată așa. Cearta este o alegere. A fi împăciuitor este o alegere. Aveți libertatea de a alege cearta sau împăcarea. Vă îndemn să alegeți să fiți împăciuitori, acum și întotdeauna. Frați și surori, putem schimba literalmente lumea. Câte o persoană și câte o interacțiune pe rând.
acum, fiind un exemplu în ceea ce privește modul în care diferențele de opinie sincere pot fi gestionate prin respect reciproc și dialog demn. Diferențele de opinie fac parte din viață. Lucrez în fiecare zi cu slujitori devotați ai Domnului care nu văd întotdeauna o problemă în același mod. Ei știu că eu doresc să aud ideile și sentimentele lor sincere despre tot ceea ce discutăm, în special aspectele delicate. Cei doi onorabili consilieri ai mei, președintele Oaks și președintele Eyring, sunt exemple în ceea ce privește modul în care își exprimă sentimentele, mai ales când ar putea fi diferite. Ei fac acest lucru cu dragoste pură unul față de altul. Niciunul dintre ei nu sugerează că știe mai bine și, prin urmare, trebuie să-și apere cu înverșunare opinia. Niciunul dintre ei nu arată nevoia de a concura cu celălalt, pentru că fiecare este plin de caritate, dragoste pură a lui Hristos. Discuțiile noastre pot fi îndrumate de Spiritul Domnului. Cât de mult îi iubesc și îi cinstesc pe acești doi bărbați minunați. Caritatea este antidotul pentru ceartă. Caritatea este darul spiritual care ne ajută să înlăturăm omul firesc care este egoist, defensiv, mândru și gelos. Caritatea este caracteristica principală a unui adevărat ucenic al lui Iisus Hristos. Caritatea definește un împăciuitor. Când ne umilim înaintea lui Dumnezeu și ne rugăm cu toată puterea inimii noastre, Dumnezeu va avea caritate față de noi. Cei binecuvântați cu acest dar divin sunt îndelung răbdători și buni. Ei nu invidiază pe alții și nu sunt preocupați să-și demonstreze importanța. Ei nu se lasă provocați cu ușurință și nu au gânduri rele despre alții. Frați și surori, dragostea pură a lui Hristos este răspunsul la cearta care ne afectează astăzi. Caritatea ne motivează să purtăm greutățile unul altuia, nu să împovărăm unii pe alții. Dragostea pură a lui Hristos ne permite să fim martorii lui Dumnezeu în toate timpurile și în toate lucrurile, mai ales în situații tensionate. Caritatea ne permite să arătăm cum vorbesc și acționează bărbații și femeile lui Hristos, mai ales când sunt atacați. Acum, nu vorbesc despre pace cu orice preț. Vorbesc despre faptul de a-i trata pe alții în moduri care sunt în acord cu ținerea legămintelor pe care le faceți când luați din împărtășanie. Noi facem legământ să ne aducem întotdeauna aminte de Salvator. În situațiile foarte tensionate, în care există multă ceartă, vă invit să vă aduceți aminte de Iisus Hristos. Rugați-vă să aveți curajul și înțelepciunea de a spune sau de a face ceea ce ar spune sau ar face El. Pe măsură ce îl urmăm pe Domnul Păcii, vom deveni împăciuitorii Săi. În acest moment, poate vă gândiți că acest mesaj ar ajuta cu adevărat pe cineva pe care îl cunoașteți. Poate că sperați că acesta îl va ajuta să fie mai amabil cu dumneavoastră. Sper că așa va fi. Dar de asemenea, sper că vă veți uita adânc în inima dumneavoastră pentru a vedea dacă există urme de mândrie sau gelozie care vă împiedică să deveniți împăciuitori. Dacă doriți cu adevărat să ajutați la adunarea lui Israel și la clădirea relațiilor care vor dura de-a lungul eternităților, acum este momentul să puneți deoparte amărăciunea.
Acum este momentul să încetați să insistați ca oamenii să accepte doar opinia dumneavoastră. Acum este momentul să încetați să faceți lucruri care îi fac pe alții să meargă pe coș de ouă de teamă să nu vă supere. Acum este momentul să vă îngropați armele de război. Dacă arsenalul dumneavoastră verbal este plin de insulte și acuzații, acum este momentul să renunțați la el. Vă veți înălța ca un bărbat puternic spiritual sau o femeie puternică spiritual a lui Hristos. Templul ne poate ajuta în acest proces. Acolo suntem înzestrați cu puterea lui Dumnezeu, care ne dă capacitatea de a-l învinge pe Satana, cel care provoacă toate certurile. Alungați-l din relațiile dumneavoastră. Observați că noi, de asemenea, îl mustrăm pe dușman de fiecare dată când rezolvăm o neînțelegere sau refuzăm să ne simțim jigniți. În loc de a face astfel, putem da dovadă de îndurare blândă, care este caracteristică adevăraților ucenici ai lui Iisus Hristos. Împăciuitorii zădărnicesc acțiunile dușmanului. Fie ca noi, ca popor, să devenim o adevărată lumină pe deal, o lumină care nu poate fi ascunsă. Haideți să arătăm că există o cale plină de respect de a rezolva probleme complexe și o cale plină de lumină de a rezolva neînțelegerile. Pe măsură ce dați dovadă de caritatea manifestată de adevărații ucenici ai lui Iisus Hristos, Dumnezeu vă va mări eforturile dincolo de orice imaginație. Năvodul Evangheliei este cel mai mare năvod din lume. Dumnezeu i-a invitat pe toți să vină la El, negri și albi, sclavi și liberi, bărbați și femei. Este loc pentru toată lumea. Cu toate acestea, nu există loc pentru prejudecată, condamnare sau ceartă de orice fel. Dragii mei frați și dragile mele surori, tot ce este mai bun urmează să vină pentru cei care își petrec viața clădindu-i pe alții. Astăzi vă invit să vă analizați calitatea de ucenic în contextul modului în care îi tratați pe alții. Vă binecuvântez să faceți orice schimbări pot fi necesare, astfel încât comportamentul dumneavoastră să înnobileze, să fie respectuos și specific unui ucenic adevărat al lui Iisus Hristos. Vă binecuvântez să vă înlocuiți agresivitatea cu ruga, ostilitatea cu înțelegerea și cearta cu pacea. Dumnezeu trăiește. Iisus este Hristosul. El este capul acestei biserici. Noi suntem slujitorii Săi. El ne va ajuta să devenim împăciuitorii Săi. Aceasta este mărturia mea în numele sacru al lui Iisus Hristos. Amin.
our most gracious and loving Heavenly Father. Dragă Tată Ceresc, iubitor, ne plecăm capetele înaintea Ta acum, cu umilință și credință. Să-ți mulțumim, Tată, pentru această zi minunată de sabat. Îți mulțumim pentru spiritul pe care l-am simțit printre noi și pentru toate mesajele pe care le-am primit astăzi. Pe măsură ce ne pregătim să sărbătorim Crăciunul, îți mulțumim cu umilință pentru darul Fiului Tău, Iisus Hristos, care și-a dat viața pentru noi. A trăit pentru noi și a murit pentru noi, ca noi să putem trăi din nou și să putem să ne întoarcem să trăim alături de Tine pentru totdeauna și să devenim ca Tine și Fiul Tău, Iisus Hristos. Îl iubim și îl preaslăvim și vom fi recunoscători etern pentru sacrificiul Său ispășitor și învierea Sa. Îți mulțumim, o Tată, pentru profeții. Am ascultat glasul Tău prin intermediul profetului nostru în viață, președintele Nelson. Ne rugăm pentru el, îl iubim. Ne rugăm să-l întărești și să-i binecuvântezi pe consilierii săi și să-i binecuvântezi pe toți cei pe care îi susținem ca văzători și profeți și revelatori. La sfârșitul acestei sesiuni minunate am fost inspirați de cuvintele Tale, de muzică și mărturii. Ne rugăm ca pe măsură ce plecăm de la această sesiune să-i vedem pe alții așa cum Tu îi vezi. Să putem să ne iubim unul pe altul, să ne întărim unul pe altul și să ne susținem, să ne pregătim să trăim din nou cu Tine, știind că gloria Ta este eternă. Îți mulțumim pentru ocazia pe care o avem să ne pregătim să continuăm pe cărarea legămintelor. Ne rugăm să ne ajuți să-L urmăm pe Iisus Hristos cu toată inima și tăria și puterea noastră și cu, să luăm asupra Sa numele Său cu bucurie și să-L urmăm. Ajută-ne să fim brațele Sale, să putem să ne iubim unul pe altul, să ne întărim unul pe altul și să evităm cearta și să fim împăciuitori, așa cum ne-ai învățat astăzi. Te iubim și ne rugăm aceasta cu umilință în numele lui Iisus Hristos. Amin. This has been a broadcast of the Aceasta a fost transmisiunea sesiunii de duminică dimineața a celei de-a 193-a conferințe generale bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii au fost aleși între conducători ai Bisericii. Muzica pentru această sesiune a fost interpretată de Tabernacle Choir, Temple Square. Această transmisiune a fost asigurată de Bonneville Distribution. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea și folosirea în alt mod a acestui program, fără consimțământ scris, sunt interzise.